Bună ziua și mă găsim, vă spunem și de această dată. Iată-ne în ultima lună a anului, o lună a anului care aduce frământări în educație. Din câte se pare, potrivit legii bugetului de stat pentru 2023, asistăm la un PIB foarte scăzut, cel mai mic din istoria recentă, de 2,1%. Dacă vor rămâne lucrurile așa, vom vedea. Iată, legea bugetului de stat probabil se va mai tărăgăna până va fi adoptată, însă ce vine pe surse nu vine deloc bine. Discutăm despre ce a fost și ce a însemnat anul 2022 pentru educație, dar și ce estimări sunt pentru 2023, având în vedere ceea ce v-am spus anterior, cu domnul profesor Nicu Cotescu, vicepreședinte Sindicatul Spiru Haret. Vă mulțumesc tare mult, domnul profesor, că ne sunteți alături. Mulțumesc pentru invitație, vicepreședinte, la nivel național. Exact. Iată, a venit luna decembrie și ne aduce o nouă provocare în față, provocarea unui procent din produsul intern brut scăzut, deși avem la educație un ministru, un fost consilier prezidențial, care declara că va susține educația și care declara că ar fi necesar acel procent de 6% pentru buna funcționare a sistemului de educație. La ce ne așteptăm pentru 2023, având în vedere cele pe care le știm până la acest moment? Foarte probabil, poate se vor mai schimba lucrurile. Da, Narcisa, aș vrea să spun că anul 2022 a fost un an bun pentru colegii noștri din sistemul de învățământ, dar anul 2022 ne-a adus mari surprize. Am crezut că 2020-2021 au fost ani grei. Iată că 2022 trebuie spus și pus punctul pe ei și spus și arătat transparent tot ceea ce a fost și bine, dar și rău. Acest an știm bine că a debutat, din păcate, cu un război cel mai mare de după cel al doilea război mondial la granițele noastre, care ne-a influențat viața de zi cu zi. Și dacă până mai acum catalogam sau analizam sau discutam despre deciziile partidelor politice din arcul guvernamental sau partidelor aflate la guvernare față de banii alocați sau politicile pentru fiecare categorie socioprofesională, iată că acum acest război urmat după pandemie ne-a schimbat viața de zi cu zi și vedem și noi bine că s-au alocat miliarde pentru armament, miliarde pentru subvenții. Vedem că bate o recesiune la ușă, vedem că avem inflație cu două cifre și din păcate vedem că în nordul României, la granița cu Ucraina, nu sunt lucrurile tocmai bune, ce se întâmplă acolo nu este tocmai bine și anul 2023, ne uităm temători spre 2023, pentru că în continuare lucrurile nu sunt foarte, foarte bune. Noi în acest an, tocmai pentru că guvernul nu și-a îndeplinit obligațiile legale pe care le avea față de sistemul nostru de învățământ, ne-a găsit într-o grevă în ianuarie, ne aducem aminte, pe 19 ianuarie, ulterior pe 25, o grevă de avertisment de două ore, pe 25 mai ne-a găsit într-o pichetare în fața Palatului Victoria, pentru faptul că nu au decurs așa cum trebuiau negocierile, s-au tărăgânat termenele, nu s-au ținut de termene și am fost nevoiți să ieșim din nou în stradă. Pe 25 octombrie recent, Confederația CNSLR Frăția, din care Federația Sindicatului de Educație Spiru Haret face parte, a pichetat 8 regiuni și a făcut meeting în 8 regiuni din țară. Toate aceste proteste nu au avut ca revendicări decât aplicarea în integralitatea ei a legii salarizării, care credeam noi că acest an 2022 va încheia odată pentru totdeauna această lege a salarizării, care pentru învățământ a fost prorogată cu 2 ani, ne-am ceva aminte, din septembrie 2020. De asemenea, am cerut indexări salariale pentru că am văzut și noi ce a însemnat prețurile tuturor plăților pe care le face fiecare salariat din sistemul nostru de învățământ și nu numai.
Și de asemenea am cerut plata orelor suplimentare, pentru că la noi în sistem nu se plătesc orele suplimentare și colegii noștri din rândul personalului auxiliar, în special și nedidactic, au zeci de ore, sute de ore suplimentare și cum prevede legea se acordă doar timp corespunzător liber și nu au niciodată timp să-și ia timp liber pentru că sunt angajați, sunt unici pe posturi unice, nu are cine să-i completeze, nu mai vorbesc de personal nedidactic care este oricum personal subnormat, dar supraîncărcat cu foarte multe sarcini și ca atare avem ore neplătite și bineînțeles condiții de muncă pentru că într-adevăr ca urmare a sarcinilor repetate și în complicate care s-au întâmplat cel puțin din 2020 încoace, colegii noștri au un volum de muncă enorm și de aceea am cerut condiții mai bune de muncă prin plata unor sporuri specifice, așa cum se găsește în alte sectoare de activitate. Aceste declarații pe care le-am văzut împreună, suntem ca în caragiale, adică stăm bine la declarații, toată lumea este de acord că educația merită mai mult, că educația trebuie să fie prioritate până la cel mai înalt nivel declarativ al decidenților politici. Domnul premier la investirea în funcție a spus că educația este cheie a priorităților pentru acest guvern și ne-am bucurat să auzim acest lucru, chiar și pentru dumnealui personal a spus că este o prioritate. Ne-am bucurat să o vedem pe doamna Ligia Deca ca ministru, pentru că încă din 2013 milita pentru acordarea 6% din PIB, așa cum această lege 1 prevede încă din 2011, iată de 11 ani, și dumneavoastră ei era un susținător fervent și puternic al acordării a procentului 6% din PIB. Știm că în programul de guvernare există prevederea că până în 2024 PIB-ul pentru educație va fi de 6% și va crește corespunzător. În schimb, din păcate, când este să se întâmple așa, vedem că educația este aruncată în derizoriu, la propriu, și nu de acest an, de foarte mulți ani, dar ce trăim în aceste, eu știu, 2022 și vedem că vine și 2023, credeam că nu este mai rău, este mai rău pentru că PIB-ul pe 2022 a fost cel mai mic și 2023 vine unul și mai mic. Și dacă este să privim contabilicește și cum ni se transmite, eu știu, de două zile, contabilicește că sumele sunt mult mai mari decât le citim noi, trebuie văzut exact și ceea ce se menționează, pentru că în ultimii 11 ani, conform datelor oficiale de la Ministerul de Finanțe, 2015 a fost anul în care s-a alocat 3,2% din PIB. Am ajuns în acest an la 2,28% și iată că, așa cum vorbeam, anul viitor 2,1%, numai că Ministerul vine și menționează că de fapt este 3,2%, pentru că este o creștere cu 6.000 de milioane de lei și detaliază până la urmă toate sumele adunate. Se vorbește de circa 32,5 miliarde de lei. 32 de miliarde, dar asta înseamnă 2,1% din PIB, numai că Ministerul vine și detaliază toate sumele adunate de la Ministerul Educației, toate celelalte ministere, toate primările din țară, banii prin PNRR, alte surse externe, alte sponsorizări și așa mai departe și le pune pe o foaie acolo și când a tras linie, constată că sunt niște bani de n-avem ce face cu ei. Nici pe departe și vreau să vă dau doar două exemple. Făcând o paranteză, PIB-ul pe educație atunci când a fost promovat în fiecare an cuprindea și o componentă pentru partea de cofinanțare pentru proiecte europene, care bineînțeles la sfârșit de an dispărea complet pentru că nu se aplicau, nu se derulau proiecte europene și acea sumă destul de mare dispărea. Cu alte cuvinte, nu mai spunea nimeni la sfârșit de an că și așa amărâtura de PIB nu era cât s-a alocat, el era mai mic. Așa constatăm și acum că toate aceste calcule la care Ministerul le-a detaliat, bineînțeles că sunt sume alocate sau care au legătură cu educația.
Dar noi vorbim aici de un PIB clar și o să vă prezint câteva date și dintr-un extras al, dintr-o rezoluție a Parlamentului European, ca să vorbim cu date exacte despre cum vede și văd și țările din Uniunea Europeană formând acel spațiu european al educației, cum văd alocarea bugetară pentru educație și cum o vedem noi. Punem totul la grămadă și dacă dumneavoastră cumpărați pantofiorii copilului, înseamnă că ați investit în educația lui și deja îi puneți la coșul pentru educație și nu pentru bunăstarea de zi cu zi, a vieții cotidiene. Cam așa se întâmplă și cu ministerul. Din această cifră de 6.000 de milioane care urcă PIB-ul de la 2,1 la 3,2, constatăm că circa 800 de milioane sunt bani din PNRR, adică bani care trebuie să vină de la Uniunea Europeană. Bineînțeles și partea de cofinanțare. Dacă vom fi în stare să îi cheltuim sau nu, ei sunt acolo și vom vedea la sfârșitul anului viitor dacă i-am cheltuit, dar nu este tocmai corect și o să vă detaliez de ce nu este corect să adunăm în același coș toate aceste sume. Și de asemenea mai este o prevedere foarte interesantă de circa 5.400 de milioane. Adică aproape toată această sumă care ministerul vine și o adaugă și urcăm noi la 3,2 din surse externe pe care le obțin instituții de învățământ superior. Adică unitățile de învățământ superior, mă gândesc că din acele locuri cu taxă strâng niște sume. Și ele sunt adăugate, iată, nu știu dacă o fi vorba despre așa ceva sau unitățile de învățământ superior au și alte surse externe față de banii alocați de la buget, dar ei sunt adăugați tot aici. Este foarte interesant acest calcul și dacă facem o paranteză să ne uităm faptul că la această scădere a PIB-ului pentru educație scade până la urmă și calitatea în infrastructură care oricum era foarte precară, în dotări care aproape sunt inexistente. Nu mai vorbesc de stimulentele și atractivitatea pe care o mai are acest sistem de învățământ din punct de vedere al salarizării resursei umane, luând în calcul faptul că începând cu 2011, de la PIB-ul educației a trebuit să se plătească și învățământul particular acreditat, pentru că prin legea 1 a intervenit această prevedere că și învățământul particular acreditat trebuie plătit și iată că nu s-a venit cu nimic în plus, ba dimpotrivă, la bugetul alocat educației și de ceva timp de 2 ani de zile sistemul de învățământ preuniversitar a preluat și creșele, adică învățământul antepreșcolar, așa cum prevede legea încă din 2011, dar am ajuns de un an de zile la nivel național într-o formă sau alta să se preia unitățile de învățământ antepreșcolar și de ei sunt foarte mulți angajați, foarte mulți bani care se raportează tot la acest PIB sărăcit și subdimensionat și iată că această creștere care poate ministerul o menționează pe undeva că în sume efective banii sunt mai mulți decât s-au alocat în anii anteriori, dar PIB-ul a crescut foarte mult. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm contabilicește, cum spuneam, la sume sunt mai mari, dar PIB-ul este de departe cel mai mic din Europa, sub 3%, n-a alocat nici Bulgaria. Nu există nicio țară în Uniunea Europeană să aloce sub 3% din PIB. Când a fost voință și este voință în continuare, am văzut PIB-ul pentru sistemul, pentru Ministerul Apărării, care a crescut undeva de la 0,6-0,8 la 2,5 anul viitor. Deci unde există angajamente clare, precise, iată că se poate. Și vorbeam de acei bani din PNRR, că nu ar trebui să aibă nicio problemă cu PIB-ul, deci nu trebuie să-i băgăm la PIB. Este o chestiune care n-aș vrea să o cataloghez cumva, pentru că ne furăm căciula singuri. Poate fi un artificiu de imagine. Păi, categoric, de aia și a ajuns învățământul unde a ajuns. Că noi ne furăm căciula singuri. Spune că îți dau, dar nu îți dau nimic. Și am aici un material care a făcut un an de zile, pe 11 noiembrie 2021,
Parlamentul European a aprobat o rezoluție și a trasat niște sarcini precise Comisiei Europene, ceea ce ține de partea de învățământ, să găsească, să aplice măsuri, strategii pentru creșterea, până la urmă, a educației la nivel european, pentru că problemele acute nu sunt numai în România, sunt și în celelalte țări, numai că celelalte țări alocă un PIB care pot să acopere și să ajute școala, societatea, să preia problemele și să le rezolve. Și vedem că în acest document oficial emis de Parlamentul European din 11 noiembrie referitor la spațiul european al educației, vorbește de faptul, foarte frumos spun aici la punctul H, cheltuielile pentru educație nu sunt simple cheltuieli, ci o investiție în viitorul nostru comun. Deci iată cum începem să ne departajăm puțin în continuare și nu putem să ajungem țările civilizate cu educația, pentru că ele se gândesc la o investiție în viitorul nostru comun și noi alocăm la PIB-ul nostru 2% și alocă și 7-8% la PIB-ul lor. Și vă dați seama numai despre un an, dar dacă vorbim despre 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, se creează adevărată prăpastie care rezolvă ei problemele. Categoric, este o prăpastie pe care noi nu mai putem să o recuperăm și de aceea constatăm și ne lamentăm că vârfurile noastre, elevii noștri de top și vârfurile noastre pleacă fără să se mai uite înapoi și rămânem cu cine mare o atracție pentru această țară, că nu toți suntem făcuți să plecăm. Și eu am vrut să plec, am încercat în două rânduri, chiar după Revoluție, în Olanda, mai târziu în Italia, nu am, am două surori plecate, eu nu am putut să plec. Am dragoste de, de această țară, de aceste meleaguri, de părinții mei și nu am putut să plec, dar sunt foarte mulți tineri care nu se mai uită înapoi. Pleacă pentru că sunt acceptați cu burse foarte importante, cu locuri de muncă foarte atractive, cu o poziție în societate foarte bună, trăiesc în condiții foarte bune acolo. De ce? Pentru că să acorzi o bursă foarte bună și importantă și până la urmă o stabilitate acestor tineri este, totul pleacă de la alocarea bugetară, pentru că au început foarte, foarte mult să spună pot să am un salariu atractiv, dar condițiile de muncă sunt execrabile și până la urmă și volumul de muncă. Noi nu avem posibilitatea și capacitatea, cel puțin vorbesc de învățământ, pentru că se spune că avem un număr de bugetari foarte mulți în sistemul nostru românesc și bugetul nu suportă 1.300.000-1.400.000, nici nu mai știu cât sunt de bugetari în România și ar trebui să fie mai puțini. Nu știu ce domenii sunt încărcate, dar vă spun că în învățământ stăm foarte, foarte prost la resursa umană. Avem cel puțin în mediul rural structuri unde nu avem personal să meargă, să aprindă focul, să facă curățenie, să aibă grijă, unități de învățământ fără împrejmuire, cu pământ pe jos, funcție de secretar sau contabil cu 0,25, 0,50. Păi ce contabil să vină pe 1700, adică 0,5, să se ducă la nu știu ce comună, că nu sunt puține. Tocmai s-a întâmplat în acest moment de acum o lună, două, o reducere de la un post la 0,5 în aproximativ 40-50 de unități de învățământ din județul Dolj, pentru că nu putem să asigurăm finanțarea prin finanțarea per elev, nu te-ai încadrat în bugetul alocat, caută măsuri. Și am ajuns să avem profesori care se duc în 3-4, chiar și 5 școli să-și facă norma didactică pentru că n-au ore. Și vă dați seama ce simplu este pentru un profesor în care mai găsește și câte un primar care nu-i plătește naveta pentru că nu are bani. Pentru navetă nu are bani. Dar banii există pentru altceva, deși spune legea clar că cu prioritate, da, se achită de aceste sarcini și nu vor să achite de aceste sarcini. Gândiți-vă la un coleg de-al nostru când face naveta și pleacă cu o oră, două înainte de a începe orele și mai ajunge la școală, la casă înapoi cu o oră, două după ce termină orele și mai trebuie să plece și dintr-o unitate în alta pentru că are patru ore într-o școală, patru în altă școală și alargă dintr-un sat în altul, dintr-o comună în alta și când ai și un salariu de debutant de 2.200-2.300, vă dați seama ce drag de
cu ce drag ajunge în fața copiilor, că noi trebuie să ajungem în fața copiilor. Mi-aduc aminte doamna Antonescu, care spunea că eu când ajung în fața studenților mei, mă încarc cu energie și nu contează banii. Vocația nu ne plătește facturile, doamna Narcisa. Absolut. Și am ajuns într-o situație în care chiar este... Riscăm să ajungem și noi. Sunt state, chiar la nivelul Uniunii Europene, în care resursa umană didactică, cadrele didactice, sunt într-o scădere semnificativă, ba chiar nu se mai găsesc. Păi exact, iată, parcă anticipați ce scrie în această rezoluție Parlamentul European, care exact punctul următor, vreau să vi-l citesc, este nevoie de o mai bună recunoaștere a profesiei didactice care trece printr-o criză de profesori și formatori motivați. Deci iată cum constată Parlamentul European de ce crize sunt în învățământ, în educație și poate... nu constată cine ar trebui să constate și nu este atent cine ar trebui să fie atent și zic, lasă că o vedea noi și trec mai departe și prioritățile sunt altele. Menționează tot aici că statele membre nu au îndeplinit pe deplin obiectivele de referință ale cadrului european de formare profesională și trebuie să prognozat pentru 2020 menționează și trebuie să ia toate măsurile de reducere a ratei de abandon școlar prematur sub pragul de 15% a copiilor cu vârstă sub 15 ani, care mulți dintre ei au și rezultate insuficiente la citire, matematică și științe. Exact ce avem și noi, marea problemă de reducere a abandonului școlar și rezultatele la testele PISA, pentru că există o strânsă legătură între rezultatele școlare, între abandonul școlar, o strânsă legătură și aceste rezultate pe care le constată și Uniunea Europeană, bineînțeles, de la țară la țară. Așa cum se spune că analfabetismul funcționează în România, este de 40%. Și așa cum se spune că avem un abandon școlar crescut, este ușor să venim cu teorii. Facem o nouă lege. Am dezbătut legea asta de pe 12-13 iulie, de când a fost prezentată de domnul ministru Câmpeanu. Am fost în vreo 3 rânduri la federație. Am citit-o din scoarță în scoarță, cum s-ar spune. Am făcut sute de amendamente. Le-am pus pe masa domnului ministru Câmpeanu. S-au adunat de la nivel național vreo 9.000 de amendamente. A plecat domnul Câmpeanu, a venit doamna Deca. Studiază în continuare la aceste amendamente, dar la teorie stăm foarte bine, dar cred că ne-am blocat la acea prevedere în care se menționează că profesorul debutant are salariul mediu și nu așa cum este acum salariul mediu, de acolo se pleacă salarizarea învățământ, așa este o prevedere și ne-am impus-o acolo, măcar să fie scris așa cum este scris, 6%, dar nu s-a dat niciodată, ne întreabă lumea ce garanție avem dacă se scrie. Nu avem nicio garanție. Dacă nu este scris, nu avem la ce să ne raportăm și suntem în bătaia vântului. Deci, înțeleg... Dar nu este... Cât de trist trebuie să fie să ajungem ca cetățeni ai acestei țări să ne punem semne de întrebare cu privire la aspecte care sunt menționate în lege? Ce garanție avem? Normal ar fi ca însăși legea să fie garanție. Cum am ajuns în situația aceasta? Iată că această lege care se apropie de finalul ei, legea 1 pe 2011, având în vedere că niciodată nu s-a reușit să se ajungă la un procent cât de cât spre 6%, deși în lege scrie minim 6%, garanția este zero. Garanția este zero și când ne uităm totuși că avem și o lege a salarizării, care spunea încă din 2020, da, o să ajungem și aici. O să avem aceste măriri de 10% în sectorul de educație de la 1 ianuarie 2023? Sunt 10% procente? Păi, o să ia oamenii în februarie 10% sau o să ia undeva pe la 4%? Este interesant cum a apărut această ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale și prorogarea unor termene. Până în urmă, cu puțin timp, toată lumea avea impresia că o să ia 10% din februarie. Acum vedem că cumva se schimbă lucrurile. Tot scade acest procent. 10%, dar nu mai mult de grila din 2022.
10%, dar mai mult din greda din 2022. Noi mai aveam de recuperat un procent de maxim 12%, de maxim 12%, dar dintr-o diferență, nu 12% la salariu aflat în plată, ci 12% dintr-o diferență. Iată că acest 10% care se acordă acum, dar nu mai mult de glea din 2022, va prinde bună parte o categorie de personal care nu va beneficia de nimic. De nimic, de ce? Pentru că trebuie cei care n-au ajuns pe 2022 să ajungă la 2022. Și dacă avem colegi care trebuie să primească 10 lei, avem și colegi care trebuie să primească 5 lei să ajungă la 2022 și colegi care trebuie să primească 1 leu și colegi care nu trebuie să primească nimic. Deci acest 10% este undeva pe la 4-5% de altfel. Asta este principiul legii. Până nu se încheie legea aplicarea ei, nu treci mai departe. De altfel, legea menționează ceva foarte interesant, că legiuitorul s-a gândit ce facem după 2022. Se mai dă ceva, se mai indexează. Și avem un articol foarte interesant, cred că articolul 12, care spune că începând cu 1 ianuarie 2023, salarizarea se obține prin înmulțirea coeficienților din dreptul fiecărei funcții cu salariul minim pe economie. În dreptul nostru, dacă ne uităm în grila de salarizare, avem și o sumă și un coeficient. Coeficient de 1,2 până la 12, cum are domnul președinte. Salariul minim este de la 1 la 12. 12 sunt 12 salarii minime pe care le are președintele. Dar 11 și 12 de regulă sunt pentru parlamentari. Parlamentarii și președintele. Păi, nu știu, cred că sunt la 10, nu știu, 9 sau 10 pe acolo, că, mă rog, cel este că sunt cei care ne conduc. Marea noastră majoritate suntem sub 9. Da, și magistrații 8. Sunt pe acolo, sunt între 9 și 12. Primari, magistrații, parlamentarii, președinți și așa mai departe. Deci în dreptul fiecărui avem și un coeficient. În această lege a salarizării menționează că în 2023 se obține noul salariu de încadrare prin înmulțirea respectivului coeficient cu salariul minim pe economie. Oricum, salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei în anul viitor. Acest coeficient înmulțit este clar că aducea din calculele pe care le-am făcut brute între 500 și 1.000 de lei fiecărui coleg de-al nostru. Că e nedidactic, că e didactic sau că este auxiliar. Adică ne-a ajutat foarte mult că și saltul salariului minim este adică de la 2.550 la 3.000 este un salt, ceea ce făcea ca fiecare salariu conform grilei și conform funcției, dacă vorbim despre învățământ, avea o creștere de între 500 și 1000 de lei. Acum acest proiect de ordonanță vine și menționează că nu se aplică acea prevedere de mulțire cu coeficientul din lege, adică se aplică la coeficientul de 2550. Menționează că se mulțește coeficientul 2550, deci rămânem în continuare tot aici. Și nu cu 3000, cum vine salariul minim. Sunt niște nuanțe, niște artificii, în așa fel încât s-au gândit foarte bine cum să dea ordonanța. Noi putem înțelege, că poți înțelege, exact cum spuneam, că venim dintr-un moment în care s-au alocat banii obligatoriu către armament, către subvenții unde pleacă foarte mulți bani și Doamne ferește, nu știu ce s-a întâmplat, înțeleg că la 1 august sau 1 septembrie aceste subvenții nu vor mai fi. Nu știu ce va fi atunci, că va fi o tragedie dacă nu vor mai exista. Așa cum spuneam că avem o recesiune care se tot anunță, că o inflație cu două cifre, că se apropie un blackout și pentru blackout s-au făcut o felul de simulări. Și este destul de tragic dacă este să ajungem acolo. Putem înțelege că nu sunt bani, că putem să așteptăm, dar cred că intrăm deja în al treilea an. În al treilea an, de când noi tot așteptăm să ni se dea ce ni se cuvine, ceea ce nu cred că este corect. Mai mult decât atât, vedem că în paralel
cei care și-au luat banii încă din 2017-2018, au atins grila alte sectoare de activitate, beneficiază de anumite majorări, indexări, indemnizații, și nu credem că este corect dacă pentru alte sectoare de activitate se găsesc bani pentru tot felul de prime, tot felul de sporuri și indemnizații, și noi ne uităm de fiecare dată și nu mai știm câtă înțelegere să mai avem, în așa fel încât mergem până la urmă și pe acțiuni de protest, așa cum pentru a trage semnale de alarmă, pentru că nu știu câte guverne se sperie, au căpătat o anduranță așa, sau o rezistență mai exact, guvernele la acțiunile de stradă. Acum 2 săptămâni în Ungaria a avut loc o acțiune de stradă lângă care au fost și părinții și elevii, zeci de mii de mai greu se transmite, nu știu, este și aici o temă mare de discuție, de ce nu se transmite așa cum și noi, Confederația, pe 25-27 octombrie am făcut acest meeting și pichetări și marș la marșuri la în cele 8 regiuni, la ministere importante, la sediu partidelor politice, și nu prea s-a știut. Este foarte interesant ce s-a întâmplat în Ungaria, pentru că am văzut în stradă toți actorii care sunt direct până la urmă afectați de ceea ce se întâmplă în sistemul de educație. Părinți, copii, familiile copiilor. De foarte multe ori noi avem mentalitatea să-i punem deoparte și să căutăm vina în persoanele cele mai apropiate, și anume în cadrele didactice, fără să privim pe ansamblu, până la urmă, cadrul didactic are nevoie de instrumente necesare, de infrastructură pentru a putea să facă performanțe cu copilul fiecăruia dintre noi. Așa cum și elevii și părinții își doresc un învățământ de calitate și să aibă copiilor rezultate și performanțe și condiții mai bune de a învăța, așa ne dorim și noi. Să avem copii mai buni, părinți mai buni, unități, o infrastructură mai poate bună. Poate să fie un semn al unei societăți care a înțeles și care nu mai este dezbinată, această unitate între actorii din păi educație. Acolo să știți că părinții și elevii au fost foarte motivați să iasă în stradă, pentru că profesorii acolo, există o lege în care li se interzice să facă grevă. Și au fost profesorii care au avut contracte de muncă desfăcute pentru că au participat la grevă și n-au venit la ore, au avut contracte de muncă desfăcute. Este o tragedie ce se întâmplă. De ce? Pentru că în Ungaria, trebuie știut, salariul de unui debutant este mai mic decât la noi. Deci este undeva în jur de 2000 de lei, nici la noi nu este mare, este undeva la 2300 aproximativ de lei fără norma de hrană. Dar acolo, într-adevăr, a fost o unitate pe care ne-o dorim și noi, dar am citit deja câteva comentarii care m-au descurajat în acest sens referitor la unitate. Unitatea la românii este să facă alții. Să facă alții și o mai vedea. Dacă iese bine, am fost și eu. Dacă iese rău, nu mă luați în calcul, știți că eu n-am participat. Și dacă era să revin puțin la acel PIB, pentru că este foarte important și interesant, de ce și sunt convins că ministerul știe foarte cu bună știință, adică a spus ceea ce a spus, că știe despre acest document. Ia uitați ce interesant spune Parlamentul European, solicită din nou Comisiei Europene și tuturor statelor membre să aloce cel puțin 10% din finanțare din mecanismul de redresare și reziliență, adică din acest PNRR, să se aloce cel puțin 10% și, de asemenea, să majoreze substanțial cheltuielile publice în domeniul educației peste media Uniunii Europene de 4,7% din PIB. Deci le separă cel puțin 10% din PNRR și cel puțin 4,7% din PIB. La noi vine ministerul și le pune la grămadă. Dom'le, am PIB pentru educație unde adaugă și PNRR-ul. Deși PNR-ul trebuie să fie cu totul și cu totul separat față de această prevedere. Deci eu trebuie să am un 4,7% curat alocat educației, fără să vorbim de banii alocați din PNR, care sunt bani care pot să vină sau pot să nu vină în funcție de cum se mișcă ministerul, eu știu, guvernul,
unitățile de învățământ, pentru că și aici este o discuție, că ne gândim că s-a terminat aproape al doilea exercițiu financiar european, 2017-2013, 2014-2020, care continuă și acum, iată, vin acești bani, dar noi ne întrebăm unde sunt banii, pentru că au fost foarte mulți bani, dar s-au dus bani pe studii, pe proiecte, și unitățile noastre de învățământ sunt multe dintre ele la început de secol 20 și nu exagerez. Toată stima și respectul pentru primari, că avem și primari care reușesc să gestioneze. Și iată, în Craiova avem un astfel de primar și mi-asum ceea ce spun, indiferent de ce s-ar putea comenta. Avem unități școlare, unități care sunt de cartier, în care se intervine mai greu, că așa ne-am obișnuit. De obicei se face centru, dar unități școlare și de la periferie și din cartiere, în care unde s-au alocat bani și s-au refăcut curțile școlilor, mobilierul școlar. Mai sunt lucruri de făcut? Da, cu siguranță. Dar lucrurile sunt în mișcare. Se observă și cel mai rău intenționat până la urmă, că ne dorim mai mult, categorii ne dorim mai mult, dar s-au pierdut ani foarte mulți, pentru că după Revoluție trebuia început să se construiască, să se doteze. Iată că vorbind de PNRR, eu am mai spus cât ar dori o municipalitate, un edil și câți bani ar avea, nu are puterea, nu are forța să construiască infrastructura, uiteți-o, de învățământ. E vorba de niște construcții. Noi suferim din punct de vedere al construcțiilor, pentru că ne aducem aminte că în 2011 ministrul care a inițiat această lege a statuat că grupa mare pregătitoare pentru școală se transformă în clasă pregătitoare pentru școală și a preluat-o învățământul primar pe o infrastructură inexistentă. Învățământul din România, poate domnul nu știa că a venit din Japonia și nu i-a spus nimeni, și a văzut în Franța, nu știu, în Japonia, unde a văzut. Prima zi pe card de muncă a fost ca ministru, în funcția de ministru, ceea ce este impardonabil, dar poți să fii ministru, nicio problemă, un om de altfel onorabil în profesia dumnealui, așa, nu ar înțeles faptul că învățământul din România este structurat așa cum este el structurat, pe pe cicluri, trei cicluri egale de 4-4-4. Așa este învățământul din România, 4 clase de primar, 4 de gimnaziu, 4 de liceu. Adică, introducând o clasă peste învățământul primar, dorind să rămână și o clasă în plus la învățământul gimnazial, pentru că în lege se menționează clasa a noua, este învățământ gimnazial, colegii noștri, directori, profesori, au trebuit să renunțe la tot ceea ce a însemnat ba săli de sport, ba laboratoare în principal, săli în care la dispoziția școlii unde scriau proiecte, unde desfășurau activități extrașcolare, unde aveau vreo sală de ședință, nu mai există. Aceste spații și unitățile de învățământ suferă pentru că au fost ani în care copiii au învățat și pe culoare, pentru că nu au fost clase pregătite și au trebuit să le reconfigureze, și cât ar vrea o primărie, nu are bugetul suficient să construiască, și noi nu vedem în acest PNRR absolut nimic din acest punct de vedere. Vedem că sunt bani alocați pentru dotarea cu tehnologie IT, pentru că ne dorim cu toții să trecem la o digitalizare, și sunt foarte importante aceste... Aș vrea să ne întoarcem un pic la această introducere a clasei 0. Se văd rezultate? A fost bine? N-a fost bine? A trecut ceva, o perioadă de când s-a introdus. Sau nu clasa 0, cum să-i spun? Clasa pregătitoare. Clasa pregătitoare. Grupa pregătitoare de la grădiniță, iată, a migrat la școală. Mi-aduc aminte că domnul Remus Pricopie, în anii 2013-2014, când a fost ministru, a inițiat un sondaj în rândul părinților. Dacă sunt mulțumit, nu sunt mulțumit, dumnealui și-ar fi dorit să revină și să rămână învățământul 4 ani, învățământul primar și clasa respectivă să revină la grădiniță, ca urmare a particularilor de vârstă, și a primit un răspuns negativ, undeva la 85% dintre părinți și-au dorit că acești copii... Dar din punct de vedere al cadrelor didactice, sunt copiii mai bine pregătiți acum, da? După ce fac 5 ani, practic, de școală primară, în momentul în care ajung la gimnaziu?
Că bănuiesc că acesta a fost scop. Dacă ne uităm la rezultatele testelor PISA, nu a fost nimic mai bun. Adică, dacă ne luăm după evaluării brute, ca să zic, eu știu, să analizăm testele PISA, să analizăm analfabetismul în general, abandonul școlar, interesul pentru școală, creșterea, nu știu, calității a performanțelor, nu a venit cu un plus de devaluare, pentru că spuneam la un moment dat, este simplu de conceput printr-un pix de ministru un document, asta nu înseamnă că rezolvă problemele. Deci problemele se rezolvă la fața locului, pragmatic, prin alocare bugetară, cu instituții care vin lângă școală să ajute școala, pentru că școala singură nu poate să facă față, a rămas fără pârghii încă de la debutul la grădiniță, învățământ primar, fără pârghii, pentru că regulamentele școlare s-au modificat de mult, încât elevii când au venit la negociere au vrut doar drepturi, nu și obligații. Am constatat de curând, când s-a tot vorbit despre violență, că se dorește a se modifica și a se completa regulamentul de organizare și funcționare, statutul elevului, pentru că au apărut probleme de violență, violență crescută și cifrele erau destul de alarmante și am trimis și eu câteva propuneri la federație pentru a le susține în fața ministerului. Nu mai aveam aproape nicio pârghie de a corija puțin, de a sancționa, de a trage de mânecă un elev în așa fel încât să poți să intervii, pentru că dacă s-a constatat că într-o clasă de elevi avem copii care, iată, au venit cu cuțite, fac grătare în clasă, au o atitudine foarte agresivă și la adresa elevilor și la adresa profesorilor și nu poți să faci absolut nimic decât să stai de vorbă și atât, este foarte complicat să ajungi la un rezultat bun. Deci această clasă pregătitoare s-a considerat că este o trecere mai normală de la învățământul preșcolar la învățământul primar, se învață prin descoperire, copilul se adaptează mai ușor cu mediul școlar, s-au adaptat băncuțele, s-au adaptat toaletele și probabil că la acest moment se consideră că este un lucru benefic pentru învățământ, faptul că copilul vine de 6 ani la școală și aici vârsta de 6 ani este destul de discutabilă, pentru că sunt mulți părinți care vor să vină de 5 ani și jumătate, mulți copii care vor să sară peste 6 ani să vină la 7 ani. Ca la noi se găsesc soluții, legea este lege, dar soluții sunt 1000. Ce speranțe avem noi pentru anul 2023? Am încercat să... Am avut o întâlnire la... Și ca să închei totuși cu PIB-ul aruncat educației, pentru că este de notorietate și până la urmă este un exemplu, e greu să te vezi în coada clasamentului în fiecare an, dar în paralel să ai așteptări la rezultate bune și foarte bune, pentru că vorbeam de faptul că acele vârfuri, acei copii minunați care se preocupă de pregătirea personală, majoritatea dintre ei își găsesc un drum în țările civilizate. Avem copii care termină învățământul profesional, de asemenea cu meserii foarte căutate și pleacă în tot felul de proiecte europene și văd imediat cum sunt de apreciați, în ce condiții lucrează. Și asta înseamnă, până la urmă, bani alocați din educație. Noi acum tragem ca elasticul de acel 2,1 să-l ducem la 3,2, să aducem acolo fiecare bănuț, iată, banii învățământului superior care îi obțin din surse din astea externe, să-i adăugăm acolo, dar ne mințim singuri. Până la urmă, acești bani nu vin doar în salarii, ar acoperi și o componentă salarială, pentru că sunt restanțe, așa cum spuneam, dar dacă în fiecare an te duci la un 6% și 3% din acești 6% pleacă pentru investiții, după 2, 3, 4, 5 ani poți să culegi ceva rezultate. Altfel,
noi ne tot perfecționăm, ne tot ducem la cursuri, facem tot felul de reconversii, facem tot felul de mastere, profesorii participă la grade din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani, se duc și își facă acele 90 de credite la 5 ani, trebuie să și le facă și participă la tot felul de cursuri și le reiau și le reiau și ne tot perfecționăm. Dar când ajunge până la urmă la catedră și vede că are o salarizare între 2200 debutantul și 3900 cel mai mare salariu net, sumă netă vorbesc, și 3900 cel mai mare salariu cu cea mai mare colegul, cea mai mare vechime, vă dați seama că este foarte greu să ai cei mai motivați colegi la catedră, să ai cei mai buni studenți, absolvenți de învățământ superior care își îndreaptă pașii către sistemul de învățământ, să fie apreciați școala până la urmă și de elevi și de profesori și de părinți, că și de aici pleacă o apreciere la adresa școlii. Când vede că profesorul o duce de pe unul pe altul, aprecierea scade corespunzător. Deci dacă ne uităm la Islanda sau Suedia, care alocă 7% din PIB și noi avem 2,1, vă dați seama, la populații la jumătate sau chiar mai puțin decât România, dar la PIB-uri mult mai mari, ne dăm seama unde suntem. Luni am fost la Federație, am avut o întâlnire cu Ministerul, în special pe problemele colegilor noștri din învățământul auxiliar și nedidactic, pentru că s-au strâns foarte multe probleme în dreptul lor, în serviciul de contabilitate și secretariat au apărut tot felul de programe care trebuie să lucreze cu ele, sarcini suplimentare, acest PNRAS, Program Național de Reducere a Abandonului Școlar, care nu sunt plătiți, dar sunt sarcini suplimentare, și s-au adunat SIR-ul, care trebuie să-l gestioneze, acel sistem informatic care în permanență trebuie să intre în ele, dosarul, programul de salarizare, care în fiecare lună primește tot felul de variante și versiuni și se blochează, ordonanța asta 48, pentru că pe parcursul acestui an 2022 am avut și două intervenții salariale, una în august și o ordonanță de urgență care a venit să regleze, să pună până la urmă în acord niște hotărâri de instanță, și colegii noștri din secretariat și contabilitatea trebuie să învețe acest program, acest modul de operare. Deci programul a fost foarte complicat și aici s-au tras niște concluzii. Am văzut și noi acest proiect de ordonanță care se propune și am venit cu niște măsuri, pentru că este în perioada de dezbatere publică de 10 zile și a fost înregistrat la nivelul guvernului. Am transmis și către guvernul, Federația în speță a transmis la nivelul guvernului, dar și la nivelul Ministerului Muncii, câteva propuneri de modificare a acestei ordonanțe, plecând de la lucruri reale, plecând de la legea salarizării care nu s-a aplicat și de la situația prețurilor care a crescut foarte mult și colegii noștri nu mai pot să mai facă față, și a venit cu câteva intervenții punctuale, și aici m-aș referi la faptul că acolo unde se menționează că cuantumul brut se majorează cu 10% față de 2022, fără a depăși valoarea din grilă, intervenția a fost să fie eliminată fără a depăși valoarea din grilă, pentru că noi acest salariu ar fi trebuit să-l avem în 2020 și nu 2022. De asemenea, avem intervenții pe ce sporuri și indemnizații există în învățământ, pentru că ele rămân în continuare plafonate, și mai avem niște hotărâri de instanță câștigate și am adus la zi până la urmă prin hotărâri de instanță, și acum iată în continuare vin și se plafonează sporurile și indemnizațiile, și vom ajunge peste 2-3-4 ani iar să mergem în instanță, iar să ne judecăm, iar să câștigăm, iar să negociem cu guvernul, care o mai fi atunci, aceste drepturi ale noastre. De asemenea, vorbim despre acele sporuri de conții de muncă, care încă o dată, de la apariția legislarizării, există în lege sporul pentru conții de muncă, toate ministerele s-au pus de acord cu această prevedere legală, mai puțin Ministerul Educației, și este frustrant pentru colegii noștri. Și vreau să vă spun că dacă iau doar un îngrijitor de la o școală care are
este angajat la suprafață, la 700 de metri pătrați, să poată să igienizeze o suprafață de 700 de metri pătrați, o singură persoană. Este inuman în condițiile în care vorbim de o școală, nu vorbim de o vilă, de o casă personală sau, eu știu, de o instituție unde nu intră decât angajații instituției. La o școală intră sute de copii, mii de copii și acolo trebuie să fie o igienă exemplară și când mai vorbim și de două ture, acel coleg de al nostru îi se dublează munca și ajunge la 1400 de metri pătrați să aibă loc de o, de o suprafață, de, o, de sarcine de serviciu și atunci noi normal că trebuie să aducem în atenție în permanență aceste aspecte. Vorbim de indexarea normei de hrană, de fapt nici nu e de indexarea, de corelare cu legea salarizării. Norma de hrană a rămas la valoarea salariului minim din 2018 la un salariu de 1800 de lei, noi acum ajungem la un salariu de 3000 de lei. Norma de hrană se raportează la 12-a parte din două salarii. Ar fi undeva anul viitor, ar trebui să fie undeva la 600 de lei pe lună și noi rămânem la 340 de lei pe lună. Iată că este al cincelea an în care nu se corelează această normă de hrană cu legea salarizării. Mai sunt câteva puncte foarte importante, dar pe general vorbim de acel 6% din PIB care spune că este inadmisibil ca prevederile Constituției a unei legi organice care vorbește de educația capitolului națională, care vorbește de un procent din PIB să fie în al 11-lea an prorogat și să încheiem această lege fără ca vreodată să fie acordat măcar în acești ani odată să alocăm acești bani. Domn profesor, să sperăm că totuși 2023 va fi mai bun. Eu vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în anul 2022 și aștept acel timp în care ne vom întâlni și vom putea să vorbim despre reușite în educație, despre aspecte ce țin până la urmă de cariera didactică, despre instrumente cu care cadrele didactice să poată să-și îndeplinească menirea, fără lipsuri și fără, până la urmă, griji care nu ar trebui să existe la catedră. Și noi ne-am dorit același lucru. Vă dați seama că înainte de toate noi nu avem o meserie, avem o profesie, avem o vocație și nu cerem imposibilul, avem înțelegere. Totul depinde de decidenți, indiferent cât de multe proteste am face noi, indiferent cât de multe semnale de alarmă întrage noi, este clar că acestea sunt problemele și avem mereu speranța că se vor găsi rezolvări mai devreme sau mai târziu. Sperăm ca și în 2023 să avem uși deschise atât la guvern, atât la minister, în așa fel încât să înțelegem că o reformă într-un sistem rezultă dintr-un sistem, vin prin oamenii care lucrează în acel sistem și dacă acei oameni care lucrează din sistem nu le ascultăm și problemele pe care le au, nu vom avea niciodată rezultate. Așa cum spunea doamna ministru Ligia Deca, dacă în 2013, dacă educația nu are 6% din PIB, nu vom avea niciodată în România o democrație puternică. Eu vorbesc, zic că Spiru Haret, așa cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara. Dacă nu vom avea acești bani alocați odată și pentru totdeauna din PIB, nu putem vorbi de un viitor foarte bun pentru această țară. Vă mulțumesc încă o dată. Sărbători fericite și numai bine. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!